Scandalul azilelor începe să se mute și în alte zone ale țării. Prefectul de Iași, din partea Partidului Social-Democrat, îi cere demisia președintelui Consiliului Județean Iași, controversatul liberal, Costel Alexe. Asta după ce un centru pentru copii cu nevoi speciale a rămas fără licența de funcționare la sfârșitul lunii iunie. Dar copiii au rămas în același loc de 2 săptămâni. Discutăm despre acest caz grav cu prefectul județului Iași, Petru Cojocaru. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua! Așadar, vă rog să ne detaliați cum ați descoperit ceea ce se întâmplă acolo și despre ce este vorba mai exact. Este vorba despre un centru, Ion Holban, unde sunt în momentul de față 62 de copii cu nevoi speciale. Însă e clar că aici lucrurile sunt un pic, cel puțin ciudate, pentru că toată conducerea Consiliului Județean și conducerea DGASPC Iași știa încă din luna mai, de când inspectorii sociali de la AJPIS Iași au făcut un control acolo, înainte de a constitui aceste comisii și de a izbucni acest scandal național. În luna mai au făcut inspectorii sociale aceste verificări acolo și au dispus retragerea licenței de funcționare provizorie a centrului rezidențial Ion Holban ca urmare a identificării unor deficiențe la tot ceea ce înseamnă modul în care funcționează spălătoria, care nu corespunde standardelor, cantina, grupurilor sanitare, spații insuficiente pentru depozitare, spații comune insuficiente și așa mai departe. Lista este destul de lungă în ceea ce înseamnă deficiențele găsite de inspectori. Atenție, în luna mai s-a dispus de la nivelul ministerului ca acest centru să nu mai funcționeze. Nemai având licență conform legislației în vigoare în România, nu poate să funcționeze un astfel de centru. Cu toate acestea, conducerea Consiliului Județean Iași și conducerea direcției DGASPC Iași nu au sistat activitatea aici și în momentul în care, pe data de 10 iulie de data aceasta, am constituit prin ordin de prefect acele comisii, deci asta înseamnă, să spun, aproape 2 săptămâni, s-a constatat faptul că în continuare, colegii noștri mergând în aceste comisii mixte în control, s-a constatat că în continuare aici se desfășoară activități ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și din acest punct de vedere, consider că... Cine ar fi trebuit să ia măsurile de relocare a acestor copii? Înțeleg că este vorba despre 62 de copii cu nevoi speciale. Cine ar fi trebuit să ia aceste măsuri și de ce nu s-a întâmplat acest lucru până la urmă? Acest lucru l-am întrebat și noi și de aceea am cerut demisia atât președintelui Consiliului Județean cât și a celor din jurul dumnealui care sunt responsabili pe acest subiect, pentru că într-un mod șmecheresc, asta e cred că o chestiune importantă, în mod șmecheresc așa de la nivelul Consiliului Județean și de la direcția de la DGASPC Iași, în data de 12, controlul fiind făcut în data de 13 iulie, în data cu o zi înainte de a ajunge colegii noștri acolo, așa au fost planificate, nu? Cei de la centrul respectiv au depus, au cerut activarea planului de urgență chiar în timpul acestor controle. E un mod șmecheresc de a lucra, total incorrect, mai ales că se știa de acest lucru de cel puțin câteva luni, pentru că vorbim de controlele și măsurile dispuse încă din luna mai. Ce presupune activarea acestui plan de urgență? DGASPC-ul la nivel județean, împreună cu Consiliul Județean, sunt responsabili de acest plan de urgență. Planul de urgență, el este la, într-adevăr la dispoziția DGASPC-ului, însă ei trebuie să aibă aceste măsuri pe care să le aplice cu celeritate în momentul în care se întâmplă astfel de situații. Planul înseamnă că trebuiau să aibă pregătite deja toate aceste variante, toate aceste soluții, în așa fel încât în orice moment, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, mai ales că vorbim despre copii cu dizabilități, aceste persoane să poată să fie mutate în centre, atenție, fiind copii cu dizabilități, în centre care să răspundă nevoilor, că nu pot fi mutați acești copilași oriunde. Domnule prefect, în momentul ăsta în care noi vorbim, copiii se află în același centru? Da, se află în același centru și eu am fost dimineața acolo. Ce răspuns ați primit de la Costel Alexe, președintele Consiliului Județean? N-am avut un dialog cu dumnealui în ultima perioadă. Cu siguranță fuge de acest subiect, pentru că știe
că nu a făcut nimic în ultimii 3 ani și mai ales că, cel puțin să spunem de la începutul anului până acum, și mai ales din luna mai când a fost făcut acel control, știau despre această problemă și dumnealui și reprezentanții de GASPC și n-au făcut nimic, invocând faptul că din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții de GASPC în ultimele zile, spunând că acest centru, prin proiectul care se desfășoară în momentul de față cu construirea unor case de tip multifamilial, oricum vor fi mutați la un anumit moment. Nu prea ține lucrul acesta. Odată e o problemă legată de faptul că un centru nu poate funcționa fără licență, plus deficiențele găsite de către angajații de la Inspecția Socială. Este un mod cel puțin cinic un mod cinic de lucru pe care îl are domnul Costel Alexe. Nu e prima dată când dumnealui are probleme în a respecta legea. În opinia dumneavoastră, care este scopul președintelui Consiliului Județean de a nu lua toate măsurile astfel încât acești copii să trăiască în condiții de siguranță? Păi cine Dumnezeu să-l înțeleagă, sincer, acum, că nici nu știu cum să pui problema în astfel de situații. Noi am cerut cu celeritate ca DGASPC-ul să prezinte acest plan de urgență. Au deja săptămâni bune de când ar fi trebuit să facă acest lucru. Nu au făcut și funcționează de foarte mult timp în ilegalitate. E clar că acei copii au nevoie de cele mai bune servicii. Suntem în momentul de față dispuși, așa cum am transmis și în cadrul unei conferințe de presă astăzi, să punem cu toții umărul pentru a găsi cele mai bune soluții pentru ca acești copii să poată să fie relocați în centre care să răspundă la nevoile dumnealor. Dar, sincer, nu putem înțelege acest mod de lucru că pe care îl vedem la nivelul Consiliului Județean, mai ales în această situație în care se află centrul Ion Holban. Mai mult decât atât, această situație fiind cunoscută de foarte mult timp, însă au dat dovadă doar de cinism, nepăsare și indiferență, din păcate. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție în jurnal. Mergem acum mai departe.